în ziua de Crăciun și de Paști, citim pastorala episcopului nostru Alexandru, episcop greco-catolic al eparhiei de Lugoj. Alexandru, din mila lui Dumnezeu și grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei, episcop român unit greco-catolic al eparhiei de Lugoj. Onoratului cler și iubitorului popor credincios, har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iubiți frați într-o preoție, iubiți credincioși, niciodată omenirea n-a avut o zi de bucurie atât de mare ca ziua de astăzi, când se împlinește ceea ce profeții au profețit cu multe sute de ani înainte, ceea ce Arhanghelul Gavril a vestit Mariei din Nazaret, din Nazaretul Galilei, că va naște Fiul. Astăzi se bucură toți fiii strămoșilor noștri, Adam și Eva, deoarece astăzi a răsărit soarele dreptății pentru lumea păcătoasă. Astăzi s-a ivit ziua mântuirii, mântuirii noastre. Astăzi s-a proclamat mântuirea lumii, lumea pierdută. Astăzi s-a născut Mântuitorul lumii, Iisus Hristos Domnul. Era iarnă când Sfântul Iosif cu Preacurata Fecioară Maria au trebuit să călătorească la Betlehem, deoarece împăratul August a dat poruncă să se facă recensământul poporului, a populației, să se înscrie fiecare acolo de unde își are originea. Sfântul Iosif și Preacurata Fecioară Maria a fost de origine din Betleemul Iudeii. De aceea, ei au trebuit să călătorească acolo pentru recensământ. Iosif a pornit, deci, cu Maria din Nazaret spre Betleem, peste dealuri înalte și drumuri pietroase, după o călătorie lungă, au sosit la Betleem. Dar aici nu au găsit găzduire, căci toate locurile erau date pe la cunoștințe și de la casele oaspeților, toate erau ocupate de lumea venită din diferite părți pentru marele recensământ. Au trebuit așadar să se retragă peste noapte la capătul orașului, într-un grajd, unde în vremea grea și furtunoasă se adăposteau păstorii cu animalele lor. În acel grajd și în acea noapte a născut Fecioara Maria pe unul născut fiu al său. Acolo a fost culcat în iesle pruncul Iisus, despre care profetul Isaia profețit, citez, prunc s-a născut nouă și se cheamă numele lui Înger de Mare Sfat, Dumnezeu Tare. Isaia 9:6. La peștera din Betleem au venit cete de îngeri care, acum la nașterea lui, cu cântări de mărire, l-au lăudat pe Dumnezeu, zicând: mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, cum citim și la Luca, capitolul 2, versetul 14. Au venit păstorii și magii de la răsărit și împreună s-au închinat pruncului dumnezeesc. Pruncul acesta, născut astăzi în lume, este Fiul lui Dumnezeu, care a venit să ne mântuiască pe noi
din blestemul păcatului strămoșesc. Iubiți credincioși, de-a lungul celor peste 2000 de ani de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, milioane de oameni au crezut și s-au închinat pruncului dumnezeiesc. Mulți au murit ca martiri, mărturisind acest adevăr. Și noi, când spunem crezul, când ne mărturisim credința, îl adorăm pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Dumnezeu l-a trimis pe unicul Său Fiu în lume ca să repare ofensa nemăsurată adusă Maestății Divine de către om. Repararea trebuia făcută de o persoană mai presus de oameni, fiindcă și greșeala a fost comisă față de ființa supremă, față de Dumnezeu. Astfel, Fiul omului, a doua persoană a Preasfintei Treimi, de o ființă cu Tatăl, s-a învoit să ia asupra sa toată urgia dreptății divine și prin jertfa vieții sale să-l facă pe om să înțeleagă și gravitatea păcatului, dar și marea dragoste a lui Dumnezeu față de oameni. Pentru aceasta Iisus se coboară din gloria nemărginită și luând chip de rob, se naște într-o familie modestă, într-un grajd, o peșteră, la marginea orașului Betlehem, un mic orășel din Iudeea. Condiția de umilință a Mântuitorului nu poate fi înțeleasă de mintea limitată a omului. Este o umilință care te înspăimântă, te face să tremuri. Dumnezeu cel veșnic, însăși frumusețe și bogăție, însăși plinitudinea fericirii, se nimicește și până unde? Acolo unde nimeni nu l-aștepta pe Mesia, pe Regele cel Mare, pe Împăratul care va elibera popoarele. În predica de la liturgia din noaptea de Crăciun din anul 2020, vorbind despre dragostea Tatălui Ceresc față de neamul omenesc, Sfântul Părinte, Papa Francisc, a spus, printre altele, că citez, un fiu s-a dat nouă, Isaia 9:5, Tatăl nu ne-a dat ceva, ci pe însuși Fiul Său, unicul Său Fiu, care este toată bucuria Sa. Și totuși, dacă privim la nerecunoștința omului față de Domnul Dumnezeu și față de nedreptatea față de atâți frați ai noștri, vine o îndoială. Domnul a făcut bine să ne dorească așa de mult? Face bine să mai hrănească încrederea în noi? Nu ne supraevaluează? Da, ne supraevaluează și face atâta pentru că ne iubește până la moarte. Nu reușește să nu ne iubească Domnul Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. A mai spus Sfântul Părinte, este atât de diferit de noi. Dumnezeu ne iubește mereu mai mult decât reușim noi să ne iubim pe noi înșine. Este secretul Său pentru a intra în inima noastră.
Dumnezeu știe că unicul mod pentru a ne mântui, pentru a ne vindeca în interiorul nostru, este să ne iubească. Nu există altă modalitate. Știe că noi devenim mai buni numai primind iubirea sa neobosită, care nu se schimbă, ci ne schimbă. Am încheiat citatul. Doar dragostea Domnului Iisus ne transformă viața, ne vindecă rănile mai profunde, eliberează de cercurile vicioase ale insatisfacției, supărării și plângerii. Am mai menționat în alt verset, Sfântul Părinte, ce spune Iisus Hristos despre sine când Hristos a fost judecat la moarte, a fost întrebat de arhiereul Caiafa, ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Iar Iisus a zis, eu sunt și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta celui atotputernic și venind pe norii cerului. Am încheiat citat de la Marcu 14:61-62. Cerul și pământul, Evanghelia și istoria, unanim mărturisesc căci Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Unul născut, iar nu creat. Cu toate că despre dumnezeirea lui Iisus Hristos sunt atâtea mărturii, totuși sunt mulți care nu-L recunosc și nu vor să recunoască pe Iisus Hristos de Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii. Iubiți credincioși, cu milință și smerenie să ne rugăm lui Iisus Hristos să ne dăruiască credința și tăria să putem mărturisi adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este Mântuitorul lumii. Aceasta o învață Sfânta Maică Biserică de peste 2000 de ani. Această credință adevărată au mărturisit-o și o mărturisesc și astăzi milioane de martiri cu sângele și viața lor. Toți cei care am devenit creștini prin sacramentul Sfântului Botez avem datoria de a vesti această veste, vestea cea bună, Evanghelia lui Hristos, care a venit în lume să mântuiască neamul omenesc. Citesc că și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Am citat de la Ioan, capitolul 3, versetul 16. Să nu uităm așadar că avem datoria de a vesti și Evanghelia carității prin faptele noastre de iubire față de aproapele, față de cei ce se găsesc în suferințe, care se identifică cu Hristos, cel smerit, sărac și marginalizat. Împreună cu îngerii, păstorii, magii, cu Preacurată Fecioară Maria, Mama lui Iisus, cu Sfântul Iosif, cu întreaga biserică, să adorăm și noi pe pruncul Iisus din Ieslea, din Betlehem. Prezent în taina Sfintei Euharistii pe Sfintele noastre altare. Și în anul 2021, în acest an, omenirea întreagă a continuat să fie încercată de așa numitul SARS-CoV-2 sau COVID-19,
ceea ce a dus perturbări în viața socială și spirituală a tuturor. Iar mulți dintre locuitorii acestei planete au trecut la cele veșnice. Sperăm în ajutorul Atotputernicului Dumnezeu și că momentul opririi acestei suferințe mondiale nu va întârzia să apară. Dinpreună cu preasfinția sa, Părintele Călin Ioan Bot, episcop auxiliar al eparhiei noastre de Lugoș, vă dorim tuturor Crăciun fericit, cu sănătate și bucurie. Iar anul nou, 2022, să vă aducă tuturor belșug de haruri de la Pruncul Iisus. Sărbători fericite, la mulți ani și fericiți ani, cu arhierești binecuvântări, Alexandru, episcop de Lugoj. Dată la palatul nostru episcopal din Lugoj, la praznicul nașterii Domnului, anul Domnului 2021. Amin. Hristos s-a născut.